Toate fetele l-au votat ca el să urce pe scenă. Câteva l-au desemnat chiar câștigător. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Alex Vartolomei. Man. Fanta. Bravo, băi. Pe Cosmin și pe Delia deja cuceriți. Bine. Avem un domn înalt, îngrijit, rocker, vine, ta-na-na-na-na, ACDC. Îmi place când aduci ceva în plus în numărul tău. Bă, am și o calitate în plus față de restul. Da. Dar de ce să nu o vând? Dar de ce să nu o exploatez? Vreau în echipa mea! Eu, de fapt, am venit să fac stand-up. Bună seara, doamnelor și domnilor! Haideți o rând de aplauze pentru absolut toată lumea din această seară. Ce ne-a păcălit? Păcăleală. Numele meu este Alexandru Vartolomei. Și mi se mai întâmplă câteodată, ceea ce este absolut perfect normal, să mi se mai greșească numele. Dar sunt niște care îl greșesc intenționat. Adică... eu fac cunoștință cu omul și zic, salut, Alex Vartolomei. Cum, Bartolomeu? Nu, Alex Vartolomei. Ah, Bartolomei. Nu, Alex Vartolomei, cu V de la măta. That's the spirit. Doamne și domnule, după cum probabil se și vede, mie îmi place super mult să citesc broșuri. Mai țineți minte revistele alea cu parfumuri? Unde te dai cu degetul pe parfum și-ți mirosea parfuma deget? Și alea îmi place să citesc, dar în special iubesc literatura. Tocmai am terminat jurnalul unui puști și urmează și jurnalul unei puștoace, ca să aflăm și noi despre fete, nu? Păi eu îmi dădeam cu pagina de la... asta degeam. Ăla, îmi dădeam cu ea pe la gât și plecam la școală. După urechi, pe mânuțe. Era parfumul meu. Acum haideți din public să aplaudăm cei care mai mergem cu trotineta electrică. Nimeni, deci n-avem corporatiști. Și eu mai merg câteodată, îmi place adrenalina. Și ce am observat, există o anumită controversă între oameni care merg cu trotineta și oameni care nu merg cu trotineta. Nu, și oamenii care vor să dea peste cei care merg cu trotineta. Exact. Eram pe stradă și au început să mă claxoneze mașina, așa că am trecut pe trotuar. Pe trotuar, un domn în fața mea, zic politicos, pardon, se uită la mine cu scârbă și începe: păi, și dacă dă pe trotuar, mă dau mâncați. În fine, asta e de înțeles. Dar ce am observat, că bătrânii special și babele sunt traumatizate. Am trecut odată pe lângă babă și aud: marș, du-te, dracu, de aici. Ce ai fă? Că nici măcar nu am intrat în tine. În fine, și ultima experiență. Eram în tineretului cu trotineta și la vreo 40 de metri, cam așa, era un domn în scaun cu rotile. Și vă dați seama că am fost mai precaut și am intrat direct în el. Lumesc, când să trec pe lângă el, cum are flecmă pe pantaloni. Așa că acum nu mai merg nici pe stradă, nici pe trotuar, merg pe sub pământ, acolo nu mă deranjez nici dracu. Doamnelor și domnule, nu știu ce gânduri aveți voi, dar mie îmi trec numai nebunii prin cap și pentru că sunt un om creativ, tot doresc să creez și să îmi fac tot felul de idei și de filme și ajung să mă gândesc prea profund la anumite amănunte. Efectiv am un minigun care aruncă cu idei non-stop. Sună scuză. Sună scuză, da. De exemplu, dacă sunt afară și văd pe cer un avion, primul meu gând este să prăpușească. De ce? Nu știu. Învață-mă. Și noi avem asta. N-ai gândit asta niciodată când ai văzut un avion? Orice accident, orice văd, primul gând e un accident. Dacă sunt pe stradă, să zicem, și trece o fată pe lângă mine, întreb: vrei să fii soția mea? Ce, da, ne căsătorim, facem trei copii. Și nu e bine. Deja am trei soții. Dar știți cum se zice? Ai două voci. Prima voce face parte din conștiință. Acea voce creatoare, imaginația creatoare care te ghidează. Și din a doua fac parte gânduri reziduale care nu au absolut niciun sens. Eu m-am dat seama că am trei voci. Cum? Eram în bucătărie, cu o voce îmi făceam de mâncare, cu o voce cântam și cu cealaltă eram atent la celelalte trei. Dar știți cum se spune? What doesn't kill you make you stronger. Este scris greșit pe antebrațul unui băiat de la țară. Vă mulțumesc frumos.